Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Despre superstiție aș vrea să vorbim, pentru că azi marți, marți 2. Nu e marți 13, dar marți 2. Mai marți 2 ceasuri rele. Marți 13 e groaznic. De ce? Dacă e genul ăla de zi în care superstițios și nu e din pat. Eu credeam că vine 13, e ceva mai dificil. Nenorocit. Știi că eu îmi creasem propria superstiție? Mi s-a părut, adică nu voiam să fiu superstițios ca toți fraierii zi de colegi. Marți 13 și aveam luni 14. Deci când pica luni 14, eu cred, consideram că este o zi super nasoală. Ok. Da. Începuse de la o teză la mate, o dată care s-a dat într-o zi de luni 14 și a fost cu mare ghinion. Păi cred că și asta o... Probabil. Zi, o metodă de a stabili o superstiție. Și ani de zile... ceva într-o zi anume sau... Ani de zile m-am străduit să identific ghinioane în ziua de luni 14. Un timp am și reușit, după care m-am plictisit și asta a fost cu superstițiile. Problema asta e, cu superstiție trebuie în permanență să reconfirmi. Și să verifici. Dacă ai un spirit mai cartezian așa un pic, ești mai sceptic, păi nu se verifică. Adică nu se verifică, nu se verifică. Și până la urmă așa se verifică. Le uiți. 0372069599. Care e cea mai ciudată, neobișnuită superstiție de care ai auzit, prietene? Sau pe care o ai? De ce nu? Poate că cineva are o superstiție ciudată. Aia cu canalele, cu găuri? Am un prieten. Mă, nu, dacă călca pe un capac așa? Cu patru găuri, da. Nu te mai înțelegi că el, deci în ziua aia nu mai e bun de nimic. În ce sens? Adică ce faci asta? Păi aia trebuie să cași pe alea cu 5, că alea sunt norocoase, alea cu 4, nu. Nu există, mă, cu 5, sunt cu 6. Există cu 5, cum arăți, cele mai norocoase. Da, eu n-am văzut cu 5, poate de-aia sunt așa norocoase. Sau alea cu 4 sunt norocoase. Da. Mie mi-a dat peste cap asta, apropo de superstiții. Stai, scuze-mă puțin. A. Și când e următorul luni 14? M-am uitat în calendar acum. Săptămâna viitoare. Nu. A. Următorul luni 14 e pe 14 februarie, deci e clar cu ghinion. Nenorocire, da. 0372069599. Știu că vă e rușine să vorbiți despre superstiții, dar uite, noi vorbim. Și ne amuzăm. Eu am, nu știu, oamenii nu prea vor să... Că e superstiție să nu vorbești despre superstiții. Să nu e, asta e bună. Nu cred. Stai să zic cu canalele. Zi. Ca să vezi cum mi s-a răsturnat universul. Când eram puști în gașcă, nu se călca pe canalele cu patru găuri, că aduceau ghinion, dar neapărat treia să calci pe alea cu șase găuri, că alea aduceau noroc. Și așa am trăit toată copilăria, până când în adolescență mi-a explicat un amic, mult mai inteligent ca mine și mai deștept, că de fapt este exact pe dos. Pe ce te bazezi, l-am întrebat eu? Pentru că fii atent. Noroc are 5 litere. No, ro și c. Ăla cu 4 găuri este practic noroc cu încă o literă. În timp ce ghinion, ghi-ni-on, are 7 litere. Deci are legătură cu ăla cu 6 găuri. M-ai înțeles? Eu am înțeles. Ăla a fost momentul în care mi s-a răsturnat tot eu sistemul de valori. Cred că e de tipul trifoi cu 4 foi. Știi ce zic? Și trifoi cu 6 foi care e? Nu, zic, asta nu cred că nu e cu literele din noroc sau cu... Uh-huh. Dar eu am, apropo de testat, am testat-o pe aia cu găinațul. Știi? Da, că dacă... Că dacă tu ai și... se găinățează o pasăre pe tine, ai noroc. Știi ce zic? Da, tu ai și zonă de testare mare acolo, la tine că-s mulți porumbei și... Și cu toate astea n-am pățit chiar atât de des. Da. Dar de câte ori am pățit, am avut, știi, că ai noroc. Și am încercat să fac ceva, am jucat la loto, am, știi? Aha. Nu, n-am... Singurul noroc la el acolo e că e deschis la mici. N-am avut niciun noroc. Da. Fii atent, apropo de astea ciudate. Că ai zis superstiții ciudate și vă așteptăm cu mesaje la 0728111222. Auzi, zice cineva că sora nu poate asculta Chiquitita, că aduce ghinion. Chiquitita aduce ghinion. Da. Dar de la ce vine? Piesa, adică, băi, e mișto să, să investighezi și originea superstițiilor. Știi? Bătaia în lemn. Toată lumea știe că trebuie să bați în lemn ca nu care cumva să se întâmple ceva. Dar am aflat că nu trebuie să bați în masă. Nu știu de ce. Dar bătaia în lemn, ci că vine de la celți. De la... E o superstiție de origine celtică. Da. Celții credeau că spiritele, fie ele bune sau rele, așa, locuiau în pădure. Druizi, chestii, mai da, țineți minte? Da? Boadicea. Bun. Și dacă bați în lemn, la momentul potrivit, poți să le chemi, fie pe unele, fie pe celelalte. Și acum asta este problema, de cum știu ele pe cine chemi. Adică dacă vrei să chemi un spirit bun, faci așa, dar dacă faci așa, vine rău. Nu înțeleg. E, aici e o chestie, sunt confuz. Cred că e după ton, totuși. Da. Dan din Oradea zice, nu calc în vecii vecilor pe zebră, pe dungile trecerii de pietoni. Deci el calcă numai pe... Pe dungile albe sau pe dungile negre? Pe asta, pe ale albe nu calcă. Da,
Scara. Trece cineva pe sub scară? Eu, sincer, nu trec pe sub scară. Dar nu din superstiție. Nu prea să unde nu... să trec pe sub scară. Cade ceva în cap. Pe unde să trec pe sub scară? Mai sunt la mol. Scărulant. Deci asta, rădăcinile sunt în simbolismul creștin. Aparent. Eu zic și eu că, na, e greu de demonstrat. Numărul 3 e sacru în creștinism. Triunghiul are 3 laturi. Și triunghiul le-ar fi sugerat creștinilor timpurii ceva de asemenea sacru. Iar o scară sprijinită de un perete alcătuiește împreună cu podea un triunghi. Și era evident considerat o blasfemie să strigi treimea umblând prin ea, practic. Plus că, cum spuneam, riști să scadă ceva în cap. E prea complicat. Rămânem la asta cu triunghiul. Mie întotdeauna mi-a adus ghinion la ora de matematică. Adina ne scrie că vineri 13 e ziua cu ghinion, așa cum a zis George. 13? Nu. Dar marți 13 ce are? Asta că, pentru că pe la 1300 cavalerii templieri din Franța au fost arestați cu toții la ordinul lui Filip cel Frumos, cu acceptul papei. Într-o zi de vineri 13. De acolo vine superstiția. Și zice, superstiția mea e că dacă te întorci în casă imediat după ce ai ieșit pentru că ai uitat ceva, ai ghinion. Da, și eu știu superstiția asta. Da. O avea mama într-o perioadă, mă exaspera, eram mic și mereu uitam câte ceva în casă, știi, jucăria. Și mama era, nu ne mai întoarcem. La revedere. De ce? Problema e că dacă uiți cheile la mașină, ce faci? Spargerea unei oglinzi. 7 ani de ghinion. Toată lumea știe superstiția. 7 ani de ghinion. Grecii, dar e o super explicație aici. Deci fiți atenți, grecii antici. Că asta vine din antichitate. Grecii credeau că viitorul cuiva putea fi ghicit în chipul său, care era oglindit într-o apă sau într-o suprafață. Pe vremea aia oglinzi de-astea așa super fidele nu prea existau. Oamenii se uitau la ei, era și într-un fel mai bine pentru tine. Adică erai mai liniștit, nu vedeai defecte. E, când chipul apărea distorsionat, era pe nașpa. Era nasol, iar romanii credeau că sufletul cuiva era conținut în oglinzi și că viața se regenera la câte 7 ani odată. Deci spargerea oglinzii însemna 7 ani de ghinion până la regenerare. A, am prins. Vezi de unde vine? Uite, Ionel zice, nu mă tun și nu-mi tai unghiile lune. De la bunici am moștenit-o și că devii urâcios. Serios? Da, mă, nu sunt fel de fel. Eu mă duceam lunea special la frizer, că nu era nimeni lunea. Uite câți oameni cred. Ai văzut? Și mi-a zis cineva, ce faci, mă, te tunzi lunea ca bețivii? Ce? Adică, care e legătura? Auzi, revenind la Oglinda TV, că, de acolo îi se trage ghinionul și lui Dan Diaconescu. Oglinda TV. Mă gândesc. Da. Că vărsarea sării aduce ghinion. Știi că se spune că dacă vergi sarea... Eu știu că dacă vergi prea multe ghinion. Da. Asta vine cumva tot de la creștini. Deci la cina cea de taină, Iuda Iscariotul, care l-a trădat pe Iisus, a vărsat sarea. Deci e de rău când face același lucru. Și bun, sigur, mai plausibil. S-au întâmplat multe acolo. Da. Sarea oricum era cam scumpă în antichitate, de unde și cuvântul salariu. Deci dacă îți risipești salariu, clar nu e de bine. Auzi superstiție aici. Zice, dacă pierd ceva, întorc o cană cu gura în jos și spun, scoate drace ce ai furat. Mai mereu găsesc obiectul pierdut în scurt timp. Te pentru doare că minte. Ligia ne-a scris. Cana este plină, drept pentru care trebuie să te apleci după aceea să ștergi pe jos și găsești și lucru care a căzut și s-a băgat sub masă sau ceva de genul ăsta, nu? Nu plec cu mașina în marșarier din parcare. Aoleu. Dau în față un centimetru, doi și abia apoi pornesc în spate, dacă e cazul, ne zice puiul din Canada. Băi, am avut un coleg, un prieten de mult care exact așa făcea. Oricum ar fi fost mașina aia, el niciodată prima mișcare o făcea în față. Niciodată în marșarier. Sunt mai multe mesaje ale unor colegi care spun că nu dau niciodată lunea bani cu împrumut. Dar știi că am un cunoscut care pe ziua de 1 ianuarie nu cheltuiește absolut niciun ban, niciodată, nimic. Serios, pe 1 ianuarie nimic. Dar negru cine? Ha? Dar negru sau cine? Adevărul că are și foarte mulți bani omul ăsta, deci poate că ar trebui să încercăm și noi. Crezi că de la asta e? Nu ar, dar ar fi bine să ni le și explicați, că uite, zice, să nu arunci gunoiul după apusul soarelui. Și mama aia avea chestia asta. Serios? Da. Dar care o fi treaba? Nu știu. Ei zicea că arunci norocul din casă. Dar de ce e gunoiul care stă în casă? Nici pe mine mama nu mă lăsa. Dacă se întuneca, da, poate scăpam că... de dus gunoiul. Da, poate că cine știe. Să nu ieși pe stradă blat pe întuneric. Poate că superstiția asta a plecat de la un leneș, de fapt. Da. Sunt tare astea care te urmăresc. Mai sunt și superstiții salvatoare. Exact. Zice Horea. În copilărie întotdeauna evitam să trec pe sub panourile rutiere care aveau două picioare. Și acum le evit, și râde. Da, numărul 13, cu ghinion, toată lumea știe că numărul 13 cu ghinion. Eu apare... Eu sunt născut pe 13. Tot de la Daci, că dacă ești născut pe 13, ești foarte norocos. Hai mă, că se vede la tine. Deci tot de la creștini și de la Iuda. Iuda a fost al 13-lea sosit la cina cea de taină. Deci 13 de acolo tot. Da. A sosit vinerea? Nu știu, nu, mă, puși tu niște întrebări. Așa, pisicile. Ia zi.
Pisicile negre, considerate prietene cu diavolul, nevul mediu, către creștini, desigur, ba chiar la 1232, Papa Grigore al IX-lea a emis o bulă papală prin care le declara reîncarnarea satanei. Dacă vă puteți imagina așa ceva, bietele pisici negre. Da. Și erau vânate ca fiind reîncarnarea vrăjitoarelor sau prietenele vrăjitoarelor. Bietele pisicuțe negre. Da. Și mai există... Că acum și superstițiile astea diferă, cum să spun, de la cultură la cultură. Adică mai există și superstiția că dacă găsești un bănuț pe jos, este semn de mare noroc. Ceea ce mi se pare adevărat, adică... Total adevărat. Da. Acum depinde și de valoarea lui. Da, noi avem cazuri în țara asta de oameni care spun că au găsit câte $1,200,000 undeva la tăticul prin pod. Carmen ne scrie că fosta ei soacră înfigea toporul în pământ la colțul casei atunci când grindina cădea ca să se oprească. Aha. Nu s-a oprit niciodată. Nu s-a oprit niciodată. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.